Deși ponderea populației urbane din Africa este cea mai scăzută dintre toate continentele de pe glob, având o valoare puțin peste 43% în anul 2020, fiind singurul continent unde populația rurală este mai numeroasă decât cea urbană, acest indicator se află în creștere. Și observăm că a crescut de la 18,7% în 1960 la 43,8% în 2020. Orașele africane cu peste 5 milioane de locuitori în anul 2020 sunt Cairo din Egipt, Kinshasa din Republica Democrată Congo, Lagosul din Nigeria, Luanda din Angola, Algerul din Algeria, Dar es Salaam din Tanzania, Nairobi din Kenya, Khartoum din Sudan, Johannesburg din Africa de Sud, Alexandria din Egipt și Abidjan din Coasta de Fildeș. Observăm poziția acestora pe hartă. O singură țară are două orașe în acest top, Egiptul, Cairo și Alexandria. Trei dintre aceste orașe se află în partea nordică, trei în partea estică, unul în cea sudică și patru în cea vestică. Cairo, care în limba arabă înseamnă cea triumfătoare, este cea mai mare metropolă africană și împreună cu Alexandria formează cea mai mare aglomerare urbană din Africa, megalopolisul Delta Nilului. Kinshasa este cel mai mare oraș din Africa tropicală și este despărțit de Brazzaville, capitala Republicii Congo, de către fluviul Congo. Este capitala Republicii Democrate Congo și un mare centru industrial, universitar și cultural. În această metropolă se află foarte multe rafinării de petrol și fabrici de ciment. Lagos este situat pe țărmul Golfului Guinea cu ieșire la Oceanul Atlantic. Reprezintă de mult timp unul dintre cele mai mari centre comerciale și industriale ale Africii. Acum îți propun să rezolvi următoarele cerințe. Precizați numele megalopolisului din care face parte metropola Cairo, numele fluviului pe malul căruia se află orașul Kinshasa, numele oceanului la care are ieșire orașul Lagos. Descrieți pe scurt, pe baza celor observate în acest video, marile orașe africane. Vă doresc succes!